Vreau să ne povestești o anecdotă din vestiarul lui Dinamo, din perioada de gloria lui Dinamo. Un moment hazliu de care ți-aduce aminte și te bușește râsul acum când ți-aduce aminte. Nu știu, că sunt Care poate fi multe, sunt povestit, multe, că evident, ceva. am trăit perioade și perioade. De exemplu, în 2001 până în 2000, până am plecat la Genoa, aveam o gașcă așa, eram mai apropiați. Eram eu, Gianni Chiriță, Gianni Chiriță. Mihalcea cu Gianni. Gianni sunt multe, cu Gianni sunt multe întâmplări. Spune-ne Deci una, atât de zi-ne hazli. una. Bine, când stăteam cu el în cameră, stăteam în cameră la Săftica, în cantonament, și bucătarul nostru avea ajutoare la acel moment, în 2000, dacă nu mă înșel, era încă unitate militară Săftica. Era încă. Și avea ajutoare doi soldați în termen la bucătărie. Și Așa. îi mai ajutam, mai dădeam niște după cine, ne fiind ne foame, atunci să stătea câte Da. 2-3 zile, 2-3 nopți în cantonament, fiind ne foame că nu ne-a plăcut ce am avut la masă, mai dădeam câte 50 de lei unui soldat să ne Soldat. aducă prin spatele, da, să ne aducă prin spate vreo 7-8 plătite cu dulceață. Și De la ne-a prins bucătărie. Neaion Marin. Da, ne-a prins, ne-a, Așa. ne-a Neaion Marin era antrenorul atunci, ne-a prins într-o seară și pe mine și pe Gianni cu farfuria pe piept. Stăteam învăliți în pătură până aici cu... Și țineam farfurile pe piept cu clătite. Era plin de dulceață pe la gură și pe la... Așa. Așa, cu Gianni iarăși a avut, când a venit cu câinele în cantona mea, avea un câine superb, un Rottweiler. Și l-a Așa. pus în cameră cu noi, într-o după-amiază, dacă nu mă înșel, și i-a dat comanda să nu mișcă deloc. Deci te rog să-mi crezi, 3 ore Așa. nici nu am clipit. Vreo 3 ore n-am clipit, dacă... crede-mă că dacă mișcam un deget, începea să mă mure. Și era un câine cu așa cap de un cap de mare, Rottweiler. A, câine, Și stai puțin, câinele lui a dat comanda dacă tu miști ei să le-a sară dat, la tine dacă sau eu ce? mișc, da, în glumă, așa avea genul ăsta de glume. Așa. Da, Așa. Gianni avea o nebunie de asta și era un om care făcea o atmosferă extraordinară. În schimb, când intra la antrenament, se transforma complet. Când erai prieten, venea și îmi punea niște tălpi, îmi dădea niște coate în cap și zice, ești nebun, stăm în cameră, suntem prieteni. Taci din gură că te mănâncă. Nu? Dar foarte serios. Foarte... Nu, se Da. transforma. La meciuri și Da. la antrenament se transforma. Nu mai conta că ești prieten, că nu. Nu, nu. De-aia, dacă ar fi măcar Deci să înțeleg, să câinele fac... lui Gianni Chiriță e cel mai bun fundaș central care te-a ținut vreodată. Uai, dar n-am mișcat un deget. Te rog să mă crezi că am făcut experiment. Am încercat să mișc un deget și a început să mă Da. murie. Deci nu puteam să clipesc. Și el râdea și de... a trebuit Da. Și astea au fost una dintre, a fost una, sunt multe, multe, foarte multe întâmplări de-a lungul anilor, dar nu mi-aduc aminte așa, să știi că nu mi-aduc aminte multe dintre ele, exact așa cum au fost. Asta referitor la Gianni, chiar dacă așa era în afara terenului un tip care făcea atmosferă, încerca să facă atmosferă bună și era cu glumele, se transforma la meciuri, dar spun că dacă jucătorii din ziua de azi aveau măcar jumătate din răutatea lui pe teren și la antrenament și la meci. Dinamo ar fi, și nu numai Dinamo, fotbaliștii români ar fi mult mai Dar sus decât uite, sunt acum.